Cel mai mare sindicat de la fabrica de cablaj Elisa Drexelmeier anunță că marți va declanșa greva generală, paralizând astfel activitatea societății comerciale, ce este un furnizor important pentru celebra firmă de mașini Audi. Cele mai mari nemulțumiri sunt faptul că nu se păstrează contractul colectiv de muncă, așa cum a fost el stabilit între partea socială și partea patronală. Și nemulțumirile continuă, având în vedere că nu mai avem un salariu la munca pe care o prestăm. Societatea nu a acceptat și nu a avut deschidere la aceste solicitări ale noastre. În continuare se fac presiuni pe toți salariații din firmă, a avut loc greva de avertisment, după cum știți, săptămâna aceasta, și colegii care nu au participat la grevă pentru orele suplimentare nu au mai fost chemați la lucru. Nu toți angajații vor participa însă la grevă, motivele fiind diferite. Veți participa la grevă marți? Nu știu, pe când nu m-am hotărât. Soția a fost dat afară acum 2 ani de zile și sindicatul nu a... Tot aici, 11 ani. Și sindicatul nu a apărat-o cu nimic. Deci ce stabilitate să... Eu lucrez de 20 de ani. Participa marți la grevă? Nu. Ați participat la grevă marți? Nu știu, depinde. Care sunt nemulțumirile de oamenilor? Multe. Contractul colectiv de muncă, salariile, condițiile de muncă. Vrem condiții optime de muncă. Veți participa la grevă marți? Da. Aveți teamă că dacă participați la grevă mai târziu veți rămâne fără? Nu. Eu nu. Dar marea majoritate da. Liderii de sindicat de la LISA acuză conducerea că face presiune asupra angajaților pentru a nu participa la greva de marți, intenționând chiar trimiterea salariaților în șomaj tehnic în ziua grevei. Oamenii sunt presați în interiorul societății să semneze 75% în ziua de conflict de muncă, marți, începând de la ora 6, lucru care s-a mai întâmplat acum 2 ani. Și sunt foarte speriați. Îi amenință că pleacă, îi amenință că îi dă afară, îi amenință tot felul de aberații. Sunt însă și muncitori mulțumiți de condițiile din fabrică. Participam marți la grevă? Nu. De ce? Că nu vreau. Sunteți mulțumite de condițiile de muncă și de salariu? Fabrica piteșteană are în prezent în jur de 3800 de angajați.